Din cu președintele Consiliului Județean Sălaj, a fost confirmat în 8 iulie 2022 și în funcția de președinte al Partidului Național Liberal Filiala Sălaj. Comitetul Director Județean al PNL Sălaj a aprobat în unanimitate propunerea făcută de Lucian Bode, cel care a renunțat la șefia liberalilor sălăjeni după ce a preluat mandatul de secretar general al Organizației Naționale. Am predat astăzi ștafeta PNL Sălaj după 14 ani în care am condus destinele acestei filiale alături de o echipă minunată, alături de oameni care au pus suflet în tot ceea ce am construit. Voi fi în continuare parte din echipa PNL Sălaj, dar din postura de membru și vom continua să dezvoltăm împreună proiectul liberal. Mi-am asumat poziția de secretar general al partidului la nivel național, iar decizia de a renunța la mandatul de președinte al filialei PNL Sălaj este urmarea firească acestui fapt precizează Lucian Bode într-o postare pe pagina de socializare. Potrivit acestuia, interimatul filialei a fost preluat de către Dinu Iancu Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj. Începând de astăzi, interimatul filialei a fost preluat de către Dinu Iancu Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj și am încredere că intrarea în această nouă etapă din viața filialei noastre este una care să ne consolideze ca echipă. Rămânem uniți în jurul obiectivelor fixate și hotărâți să facem performanță în administrația locală și la guvernare. Vreau să le mulțumesc liberalilor sălăjeni pentru suportul și încredere acordate. Am dus multe bătălii politice, vor urma și altele, poate mai grele, dar de fiecare dată, sentimentul că ai creat o echipă solidă este unul care te motivează și te face să mergi mai departe. Vom răspunde împreună tuturor provocărilor care vor urma și sunt convins că filiala PNL Sălaj va performa și pe viitor, a adăugat Lucian Bode în 2020, când s-a decis să candideze pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Sălaj, Dinuian Iancu Sălăjanu a dezvăluit ce l-a determinat să facă pasul spre politică și anume apartenența la un grup care văd că lucrează pentru bunăstarea oamenilor din județul Sălaj, pentru dezvoltarea județului în întregul său.